Până la 31 ianuarie inclusiv mai pot fi depuse cererile pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul 4 2012. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă stabilită la 21 de euro pe 1000 de litri pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Maramureș informează că beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare trebuie să înainteze cererile trimestriale de solicitare a autorului de stat, însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motoridă achiziționate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de ordinul Ministerului Agriculturii 126 din 2010, cu modificările și completările ulterioare. Vânzarea motorinei, pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei. Apia Maramureș precizează că beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură riscă amenzi de până la 20.000 de lei și pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de 3 ani, dacă în urma controlelor se dovedește că au beneficiat de un ajutor necuvenit.